Hei, salut! Te-ai săturat de viața într-un oraș înghesuit? Atunci, antigravitația ar putea fi pentru tine. Vrei să urci fără efort peste blocajele de trafic în timp ce șoferii de sub tine își pierd mințile? Atunci, antigravitația ar putea fi pentru tine. Încă nu am perfecționat exact tehnologia, dar dacă o facem, aceasta va revoluționa complet lumea noastră. Cum ar putea schimba modul în care ne construim orașele? De ce ne-ar permite să călătorim mai departe în spațiu? Și cum ne-ar putea ajuta să colonizăm planetele extraterestre? Conform NASA, gravitația este forța prin care o planetă sau un alt corp atrage obiecte către centrul său. Nu știm cu adevărat de ce gravitația se comportă astfel. Știm doar că așa este. Antigravitația, așa cum sugerează și numele, este un mijloc ipotetic de contracarare a efectelor gravitației. Deși mulți oameni de știință spun că este imposibil, asta nu ne împiedică să încercăm. Dar dacă o să ne dăm seama vreodată, va trebui să ne adâncim într-o parte și mai misterioasă a universului nostru, antimateria. Pentru a înțelege ce este antimateria și ce are de-a face cu antigravitația, vom călători în timp, în Big Bang. Când s-a întâmplat Big Bang-ul, a creat materie și antimaterie. Materia este formată din atomi, blocurile de construcție ale elementelor chimice precum heliu, oxigen și hidrogen. În interiorul atomilor veți găsi particule precum protonii, care au o sarcină electrică pozitivă, și electronii, care de obicei au o sarcină negativă. Pentru antimaterie, sarcina electrică a acestor particule este inversată. Acest lucru a dus la unele speculații că și alte proprietăți ar fi inversate, cum ar fi modul în care reacționează la gravitație. Însă încă nu am reușit să testăm modul în care antimateria reacționează la gravitație. Cu toate acestea, unele teorii spun că atunci când vom face acest lucru, vom descoperi că particulele antimaterie cad în loc să coboare, oferindu-ne primul nostru exemplu real de viață antigravitație. Dacă acesta este cazul, ar putea duce la o revoluție științifică și tehnologică. Teoretic, am putea folosi antimateria pentru a dezvolta o tehnologie care protejează oamenii sau obiectele de forțele gravitaționale. Cu alte cuvinte, am putea face ca multe lucruri să plutească în aer. Deci, ce am face cu această tehnologie nebună? Ei bine, am putea chiar să creăm cizme care să ne ajute cu jocul nostru, Slam Dunk, și să zburăm cu mașini care să ne ajute cu naveta de dimineață. Am putea construi orașe plutitoare pentru a se adapta populației noastre în continuă expansiune. Structuri masive ar putea fi suspendate peste corpuri de apă sau terenuri stâncoase unde altfel nu am fi în stare să construim. Dar poate că vom vedea cele mai mari implicații ale tehnologiei antigravitație atunci când vom privi și mai departe spre stele. Călătoria în spațiu ar deveni mult mai sigură și mai ieftină. Navele spațiale nu ar avea nevoie de o rachetă pentru a se lansa din atmosfera noastră. În schimb, am putea opri gravitația să nu le afecteze. Antigravitația nu ne-ar ajuta doar să ajungem în spațiu, ne-ar putea ajuta de asemenea să găsim o nouă casă acolo. Nu mai trebuie să ne facem griji pentru că planetele care au o gravitație prea puternică pentru locuirea umană ar fi o problemă, deoarece am putea folosi doar antigravitația pentru a ne proteja de ea. Da, ne dăm seama că există o mulțime de necunoscute și ipotetice cu aceasta, dar hei! Asta se întâmplă când vorbim despre ceva la fel de misterios precum antimateria.